Mai mulți pacienți ajung să facă investigații pulmonare la clinicile private. Unii apelează la aceste servicii medicale la recomandarea medicului de familie, iar alții vin din proprie inițiativă. Unii ne-au explicat că au fost răciți, iar acum au decis să vadă care este starea lor de sănătate, întrucât le este frică ca plămânii să nu fie afectați. Potrivit responsabililor din sănătate, centrele private pot deservi și persoanele bolnave de COVID-19. La orele amiezii, pe scările unui centru medical particular din sectorul Buiucan erau în jur de 10 persoane și câteva în interior, care își așteptau rândul la radiografie. Oamenii ne-au spus că nu au fost infectați cu noul coronavirus, ci doar au avut o răceală sezonieră, iar acum se simt rău. Așteptăm de vreo 45 de minute. Aici e oace. Medicul de familie mi-a dat și mi-a trămas aici. Mă simt rău și trec pe radiografie și îmi dă curs de decolegă. Ce vreți să treceți aici? Radiografia. Dar aveți îndreptare de la medic? De ce ați venit aici? Da, da, avem îndreptare, avem contract medic cu centru, da? Iar această femeie a venit cu soțul căruia i s-au făcut investigații pulmonare. Ea spune că bărbatul a răcit la muncă, a făcut testul COVID care a ieșit negativ, iar pentru a se asigura că totul este bine, au venit să facă o radiografie. Cei doi soți au venit din proprie inițiativă și au fost nevoiți să plătească pentru investigații. La medic suni, nu dai de medic, să nimerești la policlinic tot nu poți, asta e strașnic ce se face. Așa loc, pentru altfel, idei n-am unde se duci să faci o radiografie, asta e strigător la cer. Unii pacienți spun că le este mai convenabil să se adreseze centrelor private, deoarece serviciile sunt mai accesibile. Câte ori trebuie să stai să faci o radiografie? Păi dar și aici stai infectat. Nu, da, dar dacă nu era, cât stai bă acolo? Am întrebat responsabilii de la Ministerul Sănătății care ar fi cauza acestor solicitări. Probabil vorbiți de persoane care vin să facă aceste investigații fără îndreptarea medicului de familie sau din propria inițiativă. Mai mult, aceștia spun că centrele medicale private pot oferi servicii și celor bolnavi de COVID-19. Dacă aceste centre private organizează aceste servicii, atunci ei ar trebui deja de sine stătători să creeze condiții sigure pentru pacienți. Deci vorbesc de pacienții care sunt confirmați cu COVID și pacienții care nu sunt confirmați cu COVID. Am încercat să aflăm de la administrația clinicii particulare la care echipa noastră a filmat dacă respectă toate normele de siguranță atunci când primesc persoane infectate și cu cât s-a majorat fluxul solicitărilor în ultima perioadă. Aceștia au promis că vor reveni ulterior cu un răspuns.